Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm despre primăvara tătarilor. Cred că așa o să pună și titlul, domnilor. Și domnilor, mi se pare că sună bine. Au fost mai multe evenimente importante în ultimele zile, ultimele săptămâni. Vorbim despre acestea, dar ne interesează dacă s-a întâmplat ceva în ultimele luni de zile de la o conferință de presă, o dezbatere organizată de UDT-TMR la sediu cu mai mulți parlamentari. Se vorbea atunci despre chestiuni destul de grave, despre moschei ilegale și așa mai departe. Bun. Muftiatul și Uniunea au avut o inițiativă de a organiza o astfel de dezbatere. Dacă s-a întâmplat ceva în aceste luni sau nu, aflăm chiar de la președintele Uniunii, domnul Gerile Serghep. Bună ziua! Bună ziua și telespectatorilor noastră. Bun, mulțumesc de invitație. Mulțumesc că ați venit. Să începem cu începutul, cu această dezbatere organizată dumneavoastră cu jumătate din parlamentarii Constanței. Jumătate au și venit acolo, da. I-am văzut. Reprezentând tot spectrul politic. Corect. S-a vorbit atunci despre lucruri destul de grave. Grave, le spun eu. Moschei ilegale și așa mai departe. S-au inflamat puțin lucrurile. S-au inflamat puțin spiritele în sensul acesta, dar nu ne-am adunat și am vorbit. Doar atât. Eu personal nu sunt... Sunt adeptul dialogului, dar întotdeauna să iasă și ceva fructuos din aceasta. Și este o inițiativă legislativă deja pregătită. O să intre în dezbatere parlamentară, deci cam într-o lună jumate, două maxim, acele amendamente care s-au stabilit atunci că sunt foarte necesare, vor fi adoptate. Adică fundațiile religioase din România vor avea nevoie de avizul Ministerului de Interne și de avizul Muftiatului Cultului Musulman din România, nu de avizul consultativ. Da, de ce este nevoie de aceste schimbări? Pentru că noi am încercat, vă spun așa, am făcut o emisiune sau două aici cu reprezentanții celor acuzați, între ghilimele, de către muftiat. Da, păi nu. Lumea spune că nu, ei spun că nu sunt probleme. Și atunci de ce le se... Bun, ok, să zicem că au dreptate, nu sunt probleme. Pe cine deranjează atunci dacă statul român prin instituțiile abilitate și noi, musulmanii, prin instituția noastră reprezentativă, Muftiatul Culturii Musulman, vrem să verificăm când se fac asemenea fundații? Pe cine deranjează? Noi să zicem că dacă vreți să faceți orice ONG sau o firmă în România, trebuie să îndeplinești niște criterii? Corect. Păi și atunci pe cine deranjează? Deci... Se dorește un control al statului asupra activităților da. Religioase care au loc acolo. Nu, un control asupra fundațiilor care vor desfășura activități religioase. E o diferență. Este o diferență, Dani. Și? Da, pe cine deranjează? Nu înțeleg. Da, considerați că este un pericol, poate e prea mult spus pericol, din partea acestor fundații. Domnule, eu nu nominalizez pe niciuna, după cum vedeți. Vorbesc acum și vorbesc și de viitor. Considerați asta? O să exemplific așa cu un proverb mai vechi românesc. Omul gospodar își face iarna car și vara sanie. Noi nu avem nevoie acum, intrăm în vară, nu avem nevoie de sanie, dar ne pregătim. Nu se știe niciodată. De ce să nu fie statul român pregătit pentru absolut orice problemă care ar putea să fie? Și această lege, în primul rând, ne protejează pe noi, pe musulmanii din România. În afară de faptul că ar proteja o eventuală inflamare a situației referitor la situația României. De ce spuneți protejează pe dumneavoastră? Pentru că eu nu vreau ca mâine, poimine, să fiu văzut cu suspiciune de omul de lângă mine, care poate să fie român sau altă naționalitate, să uite la mine să zic că, domne, musulmanii ăștia, uite că am auzit că s-a întâmplat așa, că s-a întâmplat altceva, deci nu e bine. Dar n-ați avut până acum nicio astfel de reacție? N-am avut. Nu cred că au fost, nici nu. Asupra dumneavoastră, nici asupra unui membru mai al comunității. Acum, ca să fim mai catolici decât papa, mai sunt niște exaltați sau dezaxați mai degrabă pe rețele de socializare care mai scriu acolo sub adăpostul animatului niște comentarii negative la adresa musulmanilor sau a comunității din România, dar quasi totalitatea românilor, a oamenilor știu foarte bine că noi musulmanii din România, tătarii și turcii din România suntem niște comunități foarte bine puse la punct, care respectă democrația și care sunt loiale statului român. Bun, ați avut 12 parlamentari, dacă am numărat eu bine, la acea dezbatere de la începutul anului, toți, în unanimitate, au sunt de acord cu propunerile? Da, și grupurile de parlamentare, toate au fost de acord cu acest lucru.
Este o lege care, gândiți-vă că și în Occident adoptă așa ceva, dar sub imperiul unor situații de criză, cum a fost în Franța, cum în Spania, în altele. De ce noi să ajungem la situații de criză când, dacă paza bună trece primejdia rea, nu? Că azi văd că vă vorbesc numai în pilde, în proverbe. Da, da. Deci, nu, e bine. Da, nu, eu nu înțeleg. De ce îți deranjeze pe cineva că statul român, prin Ministerul de Interne, deci instituție abilitată, Ministerul Afacerilor Interne, de fapt, și prin Muftiatul Culturii Musulman, verifică aceste, va da aceste avize. Bun. S-a discutat atunci despre altă problemă. Dimpotrivă, cine nu vrea acest aviz înseamnă că e, dorește să eludeze ceva. Haideți să fim serios, dacă facem un sondaj, 95% din cei care se uită, din oamenii care uită, sunt de acord cu acest lucru. Nu este... Corect, nu statul acest. Dar bineînțeles. Acum mi se pare interesant că deci această regulamentare a existat până acum vreo 6-7 ani de zile. Exista, și era facultativă. Era facultativă. Unii au înțeles prost democrația. Democrația înseamnă, în primul rând, să respecti regulile democratice, de a nu-l deranja pe cel de alături. Nu? Păi da, dar vedeți, când spuneți asta, mi se pare că insinuați faptul că cineva deranjează în lumea aceasta. Nu deranjează nimeni deocamdată, nu? Haideți, e o măsură de precauție. Eu zic că logica este invers, din punctul meu de vedere. Cine nu vrea acest control al statului la înființarea acestor fundații, înseamnă că este deranjat și că are ceva de ascuns. Bun, am înțeles. Haideți să oprim. Eu personal, aici, de exemplu, sunt de acord inclusiv cu faimoasele legi Big Brother. De ce să fie o problemă să-ți dai datele dacă vrei să iei o cartelă de telefon? Să știți că, dacă îmi permite, și eu sunt de acord, dar lumea spune așa, că la un moment dat ni se atentează la intimitate. Nu, domnule, să se știe foarte clar de la intimitate, atentată, oricum, dacă e să o luăm așa, grosomodo, oricum intimitatea noastră e atentată de mult timp. Să nu credeți că dacă vor anumite elemente din anumite instituții, nu pot să afle ce facem noi intimitate. Problema ar fi dacă ar folosi acele probe care se strâng sau acele informații în defavoarea persoanei respective, neavând acest drept moral. Asta e toată problema. Dar în rest, faptul că trebuie să dai o adresă, ca să iei un... Păi așa e tot foarte ușor. La noi, în România, iei o cartelă, nu dai nimic. Crezi că e într-o altă așa, țară și acolo poți să faci... sunt cazuri de acest sunt foarte multe cazuri, să folosești cartele din România. Dar să nu fie acesta primul pas, că lumea spune de aici până la a controla calculatorul, autoritatea statului, a intra în e-mail-uri. Bineînțeles, dar haideți să fim serioși. Ce v-ar deranja pe dumneavoastră? Ce ați avea așa mult? Eu, de exemplu, n-am nimic de ascuns. Poate să-mi controlez orice. Doamne, mie nu mi-ar plăcea să-mi intre în calculator. N-am nici probleme, nici n-am deviații, nici n-am alte chestii. Deci nu se înțeleagă. Păi nu tocmai de asta. Deci nu mi-ar plăcea să intre cineva așa, pe nepoftită, fără să-i dau eu voie. Bun, s-au discutat și alte probleme importante la acea dezbatere. De exemplu, nu avem destui imami pregătiți. Lucrurile acestea se vor rezolva, credeți sau nu? Eu cred, sunt optimist de felul meu și a mai fost o adunare acum vreo 2 săptămâni la prefectură. Atunci au participat ministrul fondurilor europene, fostul ministru al învățământului, la fel din reprezentanța tuturor etniilor, religiilor din Constanța. Se pune oportunitatea înființării unei universități multiculturale și internaționale. Ar fi extraordinar ca, în urma lobby-ului făcut de noi toți cei din Constanța, sediul acesta să fie în Constanța. Și s-a găsit ca o soluție. E o comisie care se întrunește acum. Sper să ajungă la o soluție eficientă. În viziunea celor care au discutat atunci, cea mai bună soluție ar fi transformarea UMC-ului, iar rectorul Panait, care era de la UMC, a fost de acord cu acest lucru, a fost și propunerea lui, transformarea UMC-ului în această universitate multiculturală și internațională. Să-ți spun care să-și păstreze și ramura aceasta de marină civilă. Bineînțeles, și să se dezvolte pe tema asta. De ce am... Nu e o divagare de la subiectul nostru, de ce m-ați întrebat, nici e cauză. În cadrul acestei universități, dorința noastră a fost crearea unei secții de teologie islamică și a unei subsecții de limbă tătară. Bineînțeles, limbă turcă, va fi greacă, chiar și ivrit, deci va fi ceva care va reflecta într-adevăr mozaicul existent în Dobrogea. Noi avem foarte mare nevoie de această secție de teologie islamică. De ce este mare nevoie? Ai noștri nu au studii superioare. Un preot care predă religia la școală și
am văzut cât de mare a fost dezbaterea cu privire la introducerea sau nu a religiei și, până la urmă, 91% dintre părinți au cerut ca să se facă religia. Dar cum vi se pare, dumneavoastră, facem o paranteză? Să se facă religia, bineînțeles. Da? Da, cum să nu? Sunt într totul de acord. Să se facă religie. Eu am toți prietenii care n-au învățat nimic rău din religie. Nu știu. Nu am nimic nici cu cei care nu cred. Sunteți în sentimentul celor 90 și ceva. Nu, dar n-am nimic nici cu cei care nu cred. Le respect părerea. E dreptul fiecăruia să creadă sau să nu creadă, să practice într-un fel sau altul. Deci, și faptul că Curtea Constituțională a zis că nu este obligatoriu și oamenii trebuie să aleagă a fost foarte bine. Și s-a văzut că 91% dintre oameni au ales. Da, vom vedea ce se întâmplă în următorul an școlar. Da. Și avem mare nevoie. Un preot care predă religia este avantajat față de un imam care predă și la religia la școală. Din ce cauză? Imamii noștri, conform legislației în România, nu au studii superioare. Nu au studii superioare și atunci sunt dezavantajați. La ce? La salariu? Da, la salariu. Bani, nu? Înțeleg că au salarii foarte mici. Foarte, foarte mici. Și 700 de lei am cerut cu toată toată fermitatea am cerut din partea autorităților noastre 2-3 ani de ușoară discriminare pozitivă. Este prima oară în istoria noastră a tătarilor, a turci și a musulmanilor din Dobrogea când cerem acest lucru. Ce vreți? Majorarea salariilor imamilor? Vrem majorarea salariilor imamilor, este vorba doar de 60. La 60, la mă scuzați, salariu, în Dobrogea sau în România? În toată România. 60 de imam, da. În toată România. Deci majorarea salariilor pentru că acum au sub minimul pe economie. Și vrem faptul ca statul să se implice, să ne ajute să creăm această secție de teologie islamică. Avem inclusiv oamenii pregătiți deja. Unul este profesor universitar dr. Ibram Nureddin, care a fost și decanul, știți, facultății de teologie. În anii aceia, când lumea era mai înapoiată, cu 20 de ani, au fost niște discuții cum să fie un musulman șeful de facultății de decanul facultății de teologie. Cred că l-am prins, cred că mi-a fost profesor. Da. Acum s-a rezolvat, lumea gândește mult mai bine, nu mai intrăm în extremisme de genul acesta. Și, bineînțeles, anul acesta aș vrea la doctoratul, actualul muftiu al cultului musulman, care va putea și el să predea. Iar e suficient pentru o mini-catedră, în rest poate să predea profesori universitari români. Pentru că este o catedră de teologie islamică, nu se face numai teologie islamică, se fac și o limbă străină și altceva. În 3 ani de zile ar fi extraordinar. Și atunci ne-am asigurat noi cadrele de aici, din tinerii noștri, din România, învățând în România. Și vă zic eu că cei care ar învăța aici în România n-ar mai fi ciupiți. Înțelegeți la ce mă refer, de către tendințele care sunt prin țările unde învață. Mulți s-au dus și au fost sponsorizați de fundații mult prea fundamentaliste pentru gustul nostru al celor de aici din România. Dar ar putea veni să predea și aceștia, nu știu, cu un oarecare aviz de la muftiat, de exemplu. Ar putea, da, dar să... Imam pregătiți păi tocmai de aceea s-a și zis că fundațiile, dacă după ce au aviz de la muftiat, ar putea să facă acest lucru. Deci, de ce să-i deranjeze? Știu că sunteți optimist așa. În cât timp vedeți, domnule Gelile Serghie, pe astfel de universitate? Păi nu știu, dacă guvernul va da rapid hotărârea cum de guvern, cum s-a stabilit, ar putea din toamnă UMC-ul să se transforme în această universitate și hai să nu fiu de un optimist deșanțat, poate nu din toamna asta, dar din 2016, din anul universitar 2016, care va începe în septembrie, anul s-ar putea rezolva. Deci, practic, nu e vorba de o clădire nouă, câteva spații în cadrul acestui. Da, e vorba de ceva extraordinar. Era vorba de oameni și când le-am arătat că avem oamenii pregătiți, oameni necesari, totul e ok. Deci nu cerem bani decât atâta tot. 2-3 ani. Noi nu cerem decât 2-3 minute de publicitate, da. Și revenim. Revenim în platou, discutăm cu domnul Gelile Serghie. Avem o surpriză, să știți că n-am aflat-o nici eu decât acum câteva minute. Mâine sunt alegeri la muftiatul cultului musulman din România. Așa știam eu, am fost contrazis de domnul Gelile Serghie. Ce se întâmplă? Mâine este întâlnirea noii Shura Islam. Bun, dați-mi voie să vă spun. Noi știm de câteva săptămâni că pe 26 martie, undeva dimineață, vor avea loc alegeri. Așa a stabilit vechiul sinod, vechea Shura, așa a stabilit. Deci eu știam bine, nu? Noi însă ne-am gândit, pentru ca să nu fie tot felul de chichițe invocate de unii care nu știu să piardă, a fost o chichiță invocată. N-a pierdut nimeni, n-a câștigat nimeni. Păi, n-a pierdut nimeni, n-a câștigat nimeni. Alegerile vor avea loc. Dar lumea știe deja. Opțiunea celor două uniuni se știe în favoarea cui este.
cei 15 din partea imamilor care au fost aleși în Shura, la fel. Se sunt știe 15 foarte imani, 4 membri ai Uniunii dumneavoastră, 4 de la Uniunea Tatară și directorul de la Atatürk, de la Atatürk și muftiu actual. Și muftiul. Votează. 25-0. Sunteți prea optimist, eu v-am spus că sunteți optimist. Nu sunt optimist, 25-0, dar pentru fiecare care votează contra, ziceți ce vă fac cinste. Da? Bine, facem o rămășeac cu cafea. Ne-au auzit toți oamenii, să știți. Am înțeles, o cafea, pentru, dar să știți că mai mult de una, două nu beau, așa că scăpați repede și ieftin. Păi da, dar cum facem, că trebuie să vă cumpărați singur cafea, așa, dacă rămâne pe dat cine pierde... Eu cred că măcarul nu o să fie. Am niște informații. Eu de-aia am vreo 25-0, că nu beau cafea. Apă plată, apă minerală. Bine, hai să zicem și 24 sau 20. Bine, 24-11. Este dată. Sunteți optimist. Bun, haideți să revenim. Dată, era o prevedere care spunea așa, care unii că trebuie să treacă 30 de zile. Da, de la prezentarea candidaților. Okay, care prezentarea a avut loc undeva pe 9 martie. Și propunerea contracandidatului era barem că... A venit ieri la mine, a vorbit cu mine și contracandidatul muftiului actual? Da, eu am ușa deschisă pentru toți. Uh-huh. A venit, a discutat cu mine. Da, discutat cu mine și mi-a zis că ar dori barem o știe că va pierde, dar vrea o respectare așa ad literam, interpretarea lor a statutului muftiatului. Eu știți înțeleg că a atacat astăzi și în instanță, printr-o ordonanță prezidențială la tribunal, această decizie de a avea loc mâine alegeri. Păi a atacat degeaba, că mâine se întâlnește Shura, mâine nu sunt alegeri. Păi cred că a atacat-o cu folos, uitați, mâine nu sunt alegeri. Păi de ce credeți că noi am stabilit asta, că l-au atacat el, hai de să fim serioși. Era stabilit înainte? Da. Bun, deci undeva probabil că pe 9 aprilie vor avea loc aceste... Nu, pe 27 aprilie. 27 aprilie? Da, 30 de zile de la întâlnirea de mâine a Shurei. Am înțeles. Bun. Mai catolici decât papa. E normal să fie competiție? Vi se pare normal da, să există normal. O competiție pentru postul acesta absolut de muftiu? Normală, chiar dacă în această competiție o anumită parte vine de pe poziții hai să nu zic extremiste, dar fundamentaliste pentru gustul nostru. A ce înseamnă fundamentalist pentru gustul nostru? Eu repet, oamenii aceștia au fost în emisiune. Lucrurile păi nu știu, nici eu nu știu ce înseamnă, ca să fac acum așa mai retoric. Păi nu știe nimeni ce înseamnă, dar vedem ce iese până la urmă. Și ce iese în liniște. E liniște, domnule, de Sărghi. La noi în țară, da, iese liniște și e liniște și din cauza aceasta că nu, populația noastră nu a încurajat deloc asemenea orientări. Atitudini. Noi suntem majoritatea celor din România, sunt musulmani prin naștere, nu trebuie să dovedească nimănui, nu au nevoie nici de un fel de evanghelism sau de să vină unii să ne învețe din nou religia. Discuții de genul ăla e mai bun că știe mai bine arabă și altul e mai slab că nu știe bine arabă, sunt superflue și ies complet din modul nostru de a gândi. Iar faptul că sunt 2-3 exaltați și au o atitudine prea înflăcărată, nu vreau să folosesc cuvinte mai grave, pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, sunt ferm convins că țara noastră are instituții care monitorizează aspecte de acest gen. Corect. Are, am văzut și noi, și mă bucur descideri că sunt, de ICOD și așa mai departe, da, din 2011 de până prezent. Dar liniște și în această privință, trebuie păi să vă spun. Liniște este exact din această cauză, pentru că autoritățile noastre, instituțiile noastre sunt puternice și supraveghează acest fenomen și, în primul rând, datorită faptului că noi, cei care suntem în România, nu acceptăm așa ceva. Ne este străină o asemenea mișcare. Am înțeles. Eu, ca jurnalist, aș vrea să văd așa, după o descindere de ICOT, la jumătate de an, un an sau doi, niște rezultate, rezoluții. Să ni se spune și nouă ce a fost acolo, dar asta e o chestiune de jurnalist. Asta. De ce este importantă această funcție de muftiu? Haideți să încercăm să spunem lumii, că mi se pare că deci, în realitate, este extrem de importantă. Funcția de muftiu nu pensă decât șeful administrativ al cultului musulman. Noi suntem musulmani suniți și, în principiu, orice musulman sunit poate să, între el și cel de sus, între el și Allah, nu există nimeni. Nu avem nevoie de un om care să ne împărtășească sau să ne arate calea dreaptă sau altceva. Dar, în realitate, datorită faptului că noi aici nu-și cunoaștem bine limba arabă și educația religioasă a fost mai slabă, prin cei care călăuzesc în
orientarea noastră religioasă și spirituală sunt imamii, hogi, cum mai știe lumea, iar aceștia sunt coordonați de muftiat. De aici este această influență și importanță extraordinară. Pentru că, de fapt, ai avea teoretic un control asupra unora din comunitatea musulmană. Nu știu, lumea ar trebui să ne lase în pace, între noi, între musulmani, să ne alegem și sper să nu fie nici măcar influențe de ordin politic. A simțit până acum? De ce spune asta? Mi-au zis unii, dar nu mi-a venit să cred. Da. Mai degrabă oameni pe prietenii. Interesant. Adică cine își închipuie că muftiul va stabili orientarea viitoare la vot a musulmanilor, se înșeală. Dar nici măcar la noi Nu s-a întâmplat asta până acum. Eu n-am văzut. Da. Nu știu, mai... Da? Poate mai facem emisiune mai. Avem timp până pe 27 aprilie. Da, mai facem emisiune, e interesant. Până pe 27, o să vedem cine se implică politic, cine nu. E interesant. Haideți că mai avem câteva minute, dar mai discutăm despre asta cu siguranță până pe 27. Mai avem, cred că, 4 minute. De fapt, vă invitați să vorbim despre ce a mai făcut Uniunea, pentru că a fost câteva... Văd că nu vă interesează nici ce face Uniunea noastră. Păi ne interesează, dar în ultimele 4 minute din emisiune. Că acum vreo 3-4 ani era o grămadă de probleme și de emisiuni și se vorbea de probleme de Uniune și acum nu prea mai sunt sau nu sunt deloc, dar asta e dezideratul meu, înseamnă că noi totuși ne facem treaba cât de cât. Hai să știți că eu am urechile deschise la criticile care se aduc Uniunii. Păi și mai sunt așa multe, recunoașteți că s-au estompat foarte mult. Nu mai sunt așa de multe, trebuie să recunosc. Păi atunci este un lucru. Dar urechile noastre sunt deschise la toate criticile. Fără critici înseamnă că nu, păi și ale mele deschise, fără critici nu avansăm. Corect. Avem câteva imagini pregătite, o să rog pe colegii mei să le difuzăm. Sunt imagini din Megidia. Trebuie să mărturisesc că n-am știut cum să pronunț evenimentul. Naurez, mi-a spus. Da. Cred că este cel mai recent. Avem imaginile. Ce a fost în Megidia? Deci în Megidia este ca un centru spiritual al tătărimii din România. 305.000 de etnici tătari acolo. Încă mai sunt peste 5.000. Erați majoritar la un moment dat. Da, știu. Acolo. Și fondat de tătari orașul. Corect. S-a primit atunci o hatișerif de la sultanul Abdul Mejid, de aia se-și cheamă Mejidie în cinstea lui, a sultanului Mejid. Copiii de la școala comunitară ne-au făcut o surpriză extraordinară. Au recitat poezie, au făcut scenete. Aceștia deci, sunt copiii, nu? Aceștia sunt copiii. Da? Copiii între 5 și 15-16 ani maxim. Fetițele acestea au în jur de 6-7 ani. Deci da, a fost pentru noi o surpriză. S-au pregătit o surpriză extraordinară. Grob. Nu. De unde sunt? De la Uniune. De la Uniune sunt? Da. Da? Uniunea, nu știam asta. Păi, Uniunea se implică foarte puternic în a avea grijă de viitorul nostru, de copii și de tineret. Da, mulți participanți la Megidia? Înțeleg că au fost mulți, nu? Peste 350 de participanți. Bun, n-am avut un loc mai mare. Este numai unul dintre evenimentele pe care l-ați organizat în... Da, și în aproape toate celelalte filiale s-au organizat. Și la Constanța, și la... peste tot unde avem sedii. Cu foarte, foarte mult voluntariat. Femeile noastre au făcut dulciuri acasă, au venit la sediile Uniunii și au gătit produse specifice. A fost un moment de bucurie. A spus pe picioare să știți că în perioada comunistă începe să se piardă acest obicei de sărbătorire al Naurezului și a început să revină. Da? Da, este o sărbătoare veche, cu rădăcini preislamice și ăsta este alt motiv. Sunt unii de sorginte așa fundamentalistă care neagă existența unei asemenea sărbători în istoria noastră. Vă dați seama că e no comment. Deci noi nu știm că această sărbătoare are tradiții și rădăcini preislamice, dar nu vedem cu ce ar ne-ar afecta nouă credința în cel de sus, în Allah. Deci, la această sărbătoare, care, să vă zic un lucru, poate nu știu foarte mulți din românii care se uită, să știți că și noi vopsim ouă. Da? Când, da. Cu ocazia acestei sărbători? Da, cu această sărbătoare este tradiția vopsitului de ouă. Eu, tatăl meu făcea acasă și mai erau vecini care îl întrebau și zicea, pe el l-a văzut la bunicul, bunica lui. Vopseau ouă în casă. Când cred această... că avem și câteva imagini. Da, o coincidență. Culorile principale sunt roșu, galben și verde. Ei, și sigla Uniunii acolo. Da. E aplicat. Roșu reprezintă viața, vitalitatea, galbenul bogăția, autoritatea și verdele reprezintă viața nouă, începutul. Deci există și aceste semnificații nu sunt de ieri, de astăzi, sunt de mii și mii de ani. Și sunt specifice tuturor popoarelor turcice, să știți. Deși turcii și azerii și kazahii și kirghizii și tătarii din Rusia, toți sărbătoresc
Și în plus, bineînțeles, iranienii, perși. Să știți că suntem pe finalul emisiunii. Eu nu știu când a trecut, mai aveam multe de vorbit de la zilele de 8 martie și așa mai departe. Se vor mai multe evenimente, dar vă mai aștept cu siguranță. La 8 martie vreau să zic 2500 de participanți. 2500? Le mulțumesc încă o dată tuturor femeilor care au venit și care și-au plătit parțial această participare. Am înțeles. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți cu România TV în continuare.